Apropo de FCSB, discuțiile cu Becali au fost serioase sau a fost doar o glumă între doi prieteni? Chiar ați negociat? Nu, au fost serioase, nu. Și ai fost tentat să mergi? Am fost așa, nu știu, jumate-jumate, nu... Ți-am zis, doar foamea de trofee, dar mi-era foarte greu să mă văd lucrând acolo. Deci, eu îi respect foarte mult, foarte mult pe cei de acolo, sunt profesioniști, dar aveam așa o strângere de inimă, deci, la momentul respectiv. Și... cred că e mai bine, nici nu vreau să mai deschid subiectul ăsta. Tot a fost ok, a depins practic de mine. Nu mai contează, vreau să trec peste episodul ăsta, fiindcă în momentul de față suntem adversari, ne vom întâlni și vreau să închid acest capitol. Deci, au fost serioase, da, discuțiile au fost serioase. Dar faptul că veți fi adversari, e posibil să vă strice amiciția? N-am nicio treabă. Păi așa o să-mi pierd o grămadă prieteni că voi bate Rapidul sau dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Nu contează. Asta e. Sunt profesionist, am ales să vin la CFR. Voi da totul pentru ceea ce înseamnă CFR Cluj în momentul de față. Nu mă interesează cu cine joc. Mai ales cu FCSB-ul. Care-i problema? Dacă voi reuși să câștig, cu siguranță voi fi foarte fericit. Sau Craiova, Rotaru, de exemplu, tot la fel. Am o relație foarte bună cu el, dar totul până când intrăm pe teren. De altfel, eu am o relație bună cu toată lumea, din club și astea, dar în momentul în care am intrat pe teren, eu mă schimb, sunt altfel de om. Când s-a terminat meciul, cu siguranță îmi revin, da. 90 de minute, indiferent cine e în echipa adversă, îmi doresc să câștig. Și cu Rapidul să fie interesant, cum crezi că te vei simți ca adversar în deplasare cu galeria Rapidului în tribune? Da, e o situație stranie așa pentru mine. Am mai fost. Am mai fost când am jucat cu Bistrița, când eram la Vaslui, am mai fost. Mi s-a întâmplat o situație stranie așa. Da, îi am în suflet, nu pot să neg lucrul ăsta. Este clubul care îl iubesc, l-am iubit de mic copil, am fost suporterul acestei echipe, dar profesional pentru mine... În momentul de față există doar CFR Cluj. Mi-aș dori din tot sufletul ca Rapidul să devină o echipă puternică și să pună probleme celorlalte echipe cu care noi ne batem pentru podium, să zic așa. Da, eu le doresc tot binele din lume, dar ți-am spus, în momentul în care voi păși și pe Giulești, îmi doresc să câștig. Asta este, nu există loc de interpretări.